22 februarie, Coloseni 1 cu 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Iisus Hristos, capul bisericii. Un trup fără cap nu este viabil și trupul Domnului Iisus, biserica, are un cap care este Iisus Hristos în persoană. Știm că ordinele pentru mădularele noastre pleacă de la cap, adică de la creier, și aici este ascunsă o lecție foarte importantă. Dacă organismul trupului Iisus trebuie să funcționeze, atunci impulsurile și comenzile trebuie să vină de la capul trupului, de la Iisus personal, și fiecare mădular trebuie să fie sub comanda directă a capului. Închipuiți-vă că mădularele noastre s-ar face deodată de sine stătătoare și fiecare mădular ar face ce dorește. Sigur că ar ieși o încurcătură și o învălmășală de nedescris. Pentru trupul nostru așa ceva ar fi foarte dăunător. Transpunem această cunoștință în biserică trupului Hristos? Câți din copiii lui Dumnezeu nu mărturisesc că sunt al lui Iisus? Dar această mărturisire să nu fie numai o vorbă frumoasă și un fel de vorbire sfântă, ci să fie o realitate absolută. Dacă Iisus este Domnul nostru, atunci El trebuie să dirigeze tot ce facem. El trebuie să ne arate locul nostru în biserică, El trebuie să ne arate slujba pe care dorește să o facem, și atunci noi vom fi împuterniciți și dependenți total de El să îndeplinim cu dragă inimă ordinele Lui. Numai în măsura în care se întâmplă așa, slujba noastră pentru Dumnezeu poate fi binecuvântată. În tot cazul este necesar să intrăm în legătură vie atât cu Iisus, capul nostru slăvit, cât și cu mădularele trupului lui Iisus. Numai prin această legătură se poate închega un schimb binecuvântat între Domnul și noi și între mădulare. Azi sunt mulți care doresc să construiască împărăția lui Dumnezeu după viziunile și ideile lor omenești și le aplică în biserică cum le vine în minte. Ei își caută locul care coincide cu dorințele lor. Cred încă chiar că gândurile lor sunt din partea lui Dumnezeu și nu lasă nimic altceva să fie valabil. Dar lăsați ca tabloul trupului nostru omenesc să ne vorbească și să pricepem că zidirea trupului se poate realiza numai dacă fiecare mădular se supune absolut conducerii capului, Iisus Hristos, Duhului Sfânt și Cuvântului lui Dumnezeu.